Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Miercuri, guvernul a aprobat acordarea ajutorului de stat pentru complexul energetic Hunedoara. Dacă acest împrumut va salva societatea sau va închide, aflați în materialul următor. Ce înseamnă acordarea ajutorului de salvare pentru complexul energetic Hunedoara? Acest lucru presupune, în primul rând, chiar un angajament luat la momentul notificării Comisiei Europene, ca acest complex să fie divizat în componentele mină și energie, altfel neputând fi acordat acest ajutor. Din acest motiv, în mod evident, nu se mai putea continua pe acest drum al strategiei de privatizare, având la pachet toate componentele complexului energetic. A doua măsură luată, aprobată astăzi, este o ordonanță care deschide drumul către acordarea ajutorului de stat și anume, în primul rând, tot condiție pusă de către Comisia Europeană, rambursarea ajutorului de stat ilegal, care s-a dat în perioada 2009-2011 pentru complexul energetic Hunedoara. Am primit aprobarea din partea Comisiei Europene pentru un ajutor de stat de salvare a complexului energetic Hunedoara în sumă de până la 160 de milioane de lei. Ajutorul de stat acordat complexului energetic Hunedoara nu decide și soarta acestuia. Asta pentru că primirea lui este condiționată de anumite elemente. Dacă vorbim de faptul că trebuie să gajăm anumite bunuri ale complexului energetic Hunedoara, dacă vorbim de faptul că administrarea specială a complexului energetic Hunedoara urmează să fie ridicată pentru a putea să primim acest ajutor de stat, pot să vorbesc deja de niște condiții extrem de dure pe care le impune Guvernul României. Chiar și așa, aprobarea acestui împrumut reprezintă un pas înainte pe care complexul îl va face pentru depășirea acestui moment critic prin care trece. Nu rezolvă sub nicio formă problema complexului, rezolvă rambursarea acelui ajutor de stat considerat ilegal de către Comisia Europeană, de care au beneficiat termocentralele Mintia și termocentrala Paroșeni. Ne va ajuta să facem achiziția certificatelor de carbon și să susținem activitatea energetică pentru o perioadă de timp de 6 luni de zile. Iar pentru că împrumutul trebuie rambursat la sfârșitul anului, luna decembrie se așteaptă a fi una sumbră. Dacă activitatea se separă, așa cum spuneam puțin mai devreme, văd două termocentrale atribuite Consiliului Județean sau Consiliilor Locale și întocmirea unui sau existența deja unui plan de închidere al celor 4 exploatări miniere până la 31 decembrie 2018. Două noi stații de epurare au fost inaugurate ieri la Deva și Sântuhalm în prezența oficialităților locale și județene, dar și a reprezentanților APAPROD Deva. Lucrările sunt finalizate în mare parte, iar valoarea acestui proiect este de peste 580 de milioane de lei, din care aproape jumătate sunt nerambursabili. APAPROD Deva a implementat proiectul Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara, cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul de Coeziune. Investițiile sunt realizate atât în tratarea și distribuția apei potabile, cât și colectarea și epurarea apei uzate în 6 aglomerări, respectiv Deva, Hunedoara, Simeria, Hațeg, Călan și Brad, incluzând localitățile Deva, Sântuhalm, Archia, Hunedoara, Hăjdat, Simeria, Hațeg, Sântă Maria, Orlea, Călan, Strei, Sunt Georgiu, Ohaba, Strei Săcel, Brad, Criscior și București. Este o investiție foarte importantă. Gândiți-vă că este o stație nouă de epurare, ceea ce Deva de zeci de ani n-a mai beneficiat de așa ceva, sau și dacă a beneficiat, a fost funcționabilă cu mari semne de întrebare. Cele două stații de epurare sunt un succes din punctul nostru de vedere, pentru că ne putem respecta angajamentele pe care le-am luat la nivel de țară, la nivel de județ. Nu o să intrăm în perioada de infringement, care înseamnă multe penalități pentru România, dar nu asta e important. Important este că locuitorii Devei și Hunedoarei au
servicii de calitate în ceea ce privește epurarea apelor uzate. Stația de epurare nouă are, în afară de ce a fost înainte, și parte de epurare chimică și biologică, adică treapta biologică și treapta terțiară. Noi eliminăm deșeurile, nisipul, grăsimile în treapta mecanică, iar în treapta biologică reducem fosforul, azotul, carbonul și alte impurități din apă, elemente chimice. Tot în plus, față de vechea stație, avem producție de biogaz, tratarea nămolului, stabilizarea lui, reducerea mirosurilor din nămol, reducerea substanțelor poluante și la partea superioară a fermentatorului obținem biogazul pe care noi îl folosim atât pentru energie electrică, producem energie electrică în completare pentru uzul nostru intern, cât și energie termică pentru centrala termică, atât pentru schimbătorul de căldură aferent fermentatorului, cât și pentru producția noastră. Totodată, nămolul provenit din dejecții va putea fi folosit și ca îngrășământ în agricultură. Potrivit reprezentanților APAPROD DEVA, deja există 4 fermieri interesați de acesta. Cele 2 stații de epurare de la DEVA și de la Sântuhalm sunt finalizate în proporție de 60%, iar până la finele acestui an lucrările trebuie finalizate. Infertilitatea este o realitate și a devenit un adevărat fenomen social despre care prea puțini au curajul să vorbească deschis. Tot mai multe cupluri din România se confruntă cu această problemă, iar pentru multe dintre ele, fertilizarea in vitro este singura șansă de a concepe un copil. Doar că o astfel de procedură poate ajunge să coste până la 5.000 de euro. Pe acest considerent, Ministerul Sănătății a anunțat reluarea Programului Național de Fertilizare in Vitro în acest an. Dacă în ultimii ani statisticile arătau că un cuplu din 6 nu poate avea copii, Organizația Mondială a Sănătății a dezvăluit recent date și mai îngrijorătoare. Între 20 și 25% din populația aflată la vârsta reproductivă are această problemă medicală. În următorii 25 de ani, foarte puține persoane vor reuși să aibă copii în mod natural, avertizează medicii. În principal, într-un cuplu infertil, există posibilitatea ca atât femeia cât și bărbatul să vină în acest cuplu cu infertilitate. De fapt, cam 34% din cupluri femeia este infertilă. Tot în același procent, cam 34% este și bărbatul. Pe de altă parte, există cupluri care prezintă o infertilitate mixtă, adică sunt probleme de fertilitate și la bărbat și la femeie. Și mai este o categorie de 5% uneori de așa zisă infertilitate inexplicabilă, adică ai toate datele corecte legate de femeie, de bărbat, de toate analizele care se fac și poate că o să discutăm despre ele și totuși cuplul respectiv nu obține o sarcină. Pentru aceste cupluri, în unele cazuri, singura șansă de a avea un copil rămâne fertilizarea in vitro, însă costurile sunt enorme. Tocmai pentru a veni în sprijinul acestora, Ministrul Sănătății a anunțat că în acest an va fi reluat Programul Național pentru Fertilizare in Vitro, după aproape 2 ani de la întreruperea sa. Costurile totale trec de o sumă considerabilă pentru veniturile din România. Și atunci, asta este, de fapt, de aia cel mai probabil și Ministerul s-a gândit să ajute cuplurile care au această problemă și pentru că nu se pot oamenii permite asemenea cheltuieli mari. Exact, dar Ministerul Sănătății va suporta doar o parte din costuri. Adevărat. Nu suportă, sigur, procedura în totalitate, din câte am înțeles, undeva în jur la 1400 de euro. Da, și nicio procedură in vitro cu toată asta nu există. Sub programul FIV a fost inițiat de către Ministerul Sănătății în 2011. În anul 2013, din motive de finanțare, pacienții nu au putut depune dosare. Stoparea finanțării sub programului FIV în 2013-2014 a transformat România în singura țară europeană care nu acordă niciun fel de sprijin cuplurilor care au nevoie de ajutor medical pentru a deveni părinți. Bulgaria, de exemplu, susține 3 tentative de fertilizare in vitro, Polonia 3 încercări, iar Ungaria 5 tentative de fertilizare in vitro. Tot mai multe persoane exagerează atunci când vine vorba de mâncare. Acesta pare să fie și motivul pentru care gradul de obezitate în rândul hunedorenilor este în creștere. La centrul de zi din municipiul Deva, reprezentanții Direcției de Sănătate Publică a județului Hunedoara au venit în atenția hunedorenilor cu noi sfaturi privind crearea unui stil de viață sănătos.
Un semnal de alarmă a fost tras prin intermediul acestei întâlniri asupra gradului de obezitate tot mai ridicat, precum și a numărului tot mai mare de persoane cu probleme ale tensiunii arteriale. La sfârșitul săptămânii este Ziua Mondială de Luptă împotriva Hipertensiunii și Ziua Europeană împotriva Obezității. Și la noi în județ ați văzut din datele statistice pe care le-am transmis, se înregistrează o creștere a numărului persoanelor cu obezitate. Obezitate însemnând un indice de masă corporală peste 30. Tot în cadrul acestei întâlniri, oamenilor prezenți le-a fost măsurată și tensiunea, o activitate primită cu mare drag de vârstnici. Foarte bine! Dacă ar da Dumnezeu să fie foarte tot așa, bine, foarte bine. Foarte bine. Bine. Foarte bine. Vă așteptați să mai vină? Mai. Că și noi cu puțin cât ăsta contribuim și noi aici la atâția ani și dacă vezi, dar foarte bine. Foarte binevenită, foarte bine. Eu, de exemplu, țin legătură cu tot ce știm civic și de la televizor și mănânc cât se poate de natural, de așa mai departe, fără prăjel, fără așa. Și cum vă simțiți? Foarte bine. Pentru crearea unui stil de viață sănătos, precum și a unui mod de alimentație care să nu afecteze organismul, medicii le recomandă hunedorenilor să evite mâncărurile de tip fast food și să respecte cele 3 mese ale zilei, să consume minimum 2 litri de lichide pe zi și să facă mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Micuțele gimnaste selecționate de Colegiul Național Sportiv Cetate din Deva în urmă cu un an în cadrul proiectului național Țară-Țară Vrem Campioane vor participa la finele acestei săptămâni la primul lor concurs. Adversarele vor fi colegele lor de la Clubul Sportiv Școlar 1 Timișoara. Competiția de gimnastică artistică Cupa Petrom este programată să se desfășoare sâmbătă 16 mai, începând cu ora 12 la Sala Olimpică de Gimnastică din Deva și va pune față în față micuțele sportive selecționate anul trecut de Colegiul Național Sportiv Cetate Deva și Clubul Sportiv Școlar 1 Timișoara, în cadrul proiectului național de relansare a gimnasticii românești denumit Țară-Țară Vrem Campioane. Astfel, după jumătate de an de pregătire, micuțele gimnaste de la cluburile CNS Cetate Deva și CSŞ 1 Timișoara pornesc pe drumul performanței. Primul pas este reprezentat de participarea la primul concurs al carierei lor. Va fi o competiție în care se va pune accent pe evaluare și pe identificarea celor care au reușit să progreseze cel mai mult. Cele 70 de micuțe gimnaste din Deva și Timișoara vor prezenta exerciții foarte scurte la toate cele 4 aparate, cu puținele elemente însușite până acum la antrenamente. Competiția Cupa Petrom este organizată de Federația Română de Gimnastică, Fundația Casa Campionilor și Colegiul Național Sportiv Cetate Deva. Întrecerea va avea loc sâmbătă 16 mai, începând cu ora 12 la Sala Olimpică din Deva. Intrarea spectatorilor în sala de concurs va fi liberă. O competiție similară a avut loc la începutul săptămânii la București între sportivele selecționate la cluburile sportive Steaua și Dinamo, iar o alta se va desfășura în data de 1 iunie la Constanța. Vă invit acum să urmăriți primele date despre vreme. Astăzi cerul va fi acoperit de nori, iar șansele ca soarele să-și arate razele sunt minime. Temperatura maximă de 20 de grade Celsius se va înregistra în Hunedoara, Petrila, Simeria, Călan și Hațeg. În Uricani maxima va fi de 18 grade, iar în Petroșani, Orăștie, Brad și Gioagiu vor fi temperaturi de 19 grade. Șanse ridicate de precipitații vor exista și în reședința de județ. Maxima termică va fi de 20 de grade. Urmează acum rubrica Infotrafic. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că la această oră nu sunt semnalate autostrăzi sau drumuri naționale cu circulația întreruptă din cauza unor evenimente rutiere, nici probleme privind influența traficului pe arterele principale. În județul Hunedoara, în vederea executării lucrărilor de reabilitare a podului Șoimuș aflat pe DN76, este instituită măsură de restricționare a circulației rutiere cu afectarea unei benzi de circulație, traficul rutier desfășurându-se pe o bandă alternativ dirijat de piloți de circulație. Pe respectivul segment de drum este permisă doar circulația autovehiculelor cu masă maximă autorizată de 7,5 tone, autovehiculelor speciale destinate intervențiilor, precum și a mijloacelor de transport în comun. Amplasarea aparatelor radar.
DN7 Deva Sântu-Halm Simerea, DJ687 Cristur Hunedoara, DJ687 Hunedoara Hășdad, DN66 Călean Băcia, DN7 Mintia Vețel, DN7 Vețel Leșnic, DN7 Leșnic Săcămaș, DN7 Ilia Gurasada, DN7 Gurasada Burjuc, DN7 Burjuc Zam, Deva Calea Zarand Sântu-Halm, DN76 Căinelul de Jos, Bejan Uricani, pe DN66A Strada Muncii. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile dimineții la Hunedoara TV. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă las în compania colegului meu, Volodia Macovei. La revedere!